pregătesc căsuța pentru următoarea vopsire. Fără mănuși! Am aranjat toate brioșele pe această tavă și acum le punem la cuptor pentru 25 de minute. Bună dimineața! Poftiți la restaurantul Melimi! Mie îmi place această provocare. Chiar vreau să îndeplinim. O surpriză pentru fete. Prima dată aud. Astăzi anis! Ce bucurie! Ia să vedem, să testăm zăpada. Oare doar în Oradea? Sau și în alte localități? Și planurile copiilor s-au dat peste cap. Mircea, dar ce ești de zâmbit? Eu nu zâmbesc. Am înghețat. Mami, pregătește micul dejun? Iar eu pregătesc căsuța pentru o nouă vopsire. Copiii foarte mult și doresc ca ei să facă această activitate, de ce noi nu-i vom priva. Ei vor vopsi, iar noi vom trasa liniile. A, chiar a ieșit foarte bine. Bună dimineața! Poftiți la restaurantul Melimi! Astăzi micul dejun îl mâncăm afară. Dar ce faci acolo? Pregătesc căsuța pentru următoarea vopsire. Tati, încăpiem noi la măsuță. O, ce mă doare genunchiul. Ce puțin, mami? Nu știu, tati, de vreo 3 zile nu pot să îndoi piciorul. Nici să-l îndoi, nici să-l dezdoi. Și aici e momentul potrivit când aflu că mă doare. Îmi dai de știre. Eu, mami, voi mânca din picioare. Așa îmi pare mai gustos. Haideți să vă spunem un secret. Copiii din familia Melimi au zis că vor respecta toate culorile pe care le-ați scris voi în comentarii. Așa și-a fost! Așa și-a fost! Doar că... La fel, ei, aseară, s-au pus și au schițat căsuța fetelor cam cum ar putea să arate. Au fost mai multe modele, au discutat ei între ei și până într-un final au venit la noi. Și ce să vezi? Melissa a zis că să facem la calculator un model cam cum și ce culori să fie. Mi-a spus mai multe modele pe care să le pregătim pentru ei ca ei să-și aleagă modelul care va fi cel mai plăcut pentru ochiul lor. Și iată că vă arătăm în exclusivitate doar vouă cum urmează să arate căsuța familiei Melimi. Uite aici, este o poză la căsuță în care noi a trebuit să-i punem culorile. Au fost multe modele, vreo 8. Și multe culori. Și iată așa, Melissa a zis să arate căsuța. Era ideea să fie, în loc de albastru să fie alb, în loc de verde la fel să fie alb, în loc de albastru să fie la fel alb, însă Elisa s-a răzgândit cu Mircea și au spus să fie căsuță cât mai colorat. Recunoaște că aici a fost intervenția lui Matei. Matei a spus că îi place culoare albastru și verde. Și tot s-au gândit unde să pună albastru și verde la căsuța Melimi. Și până într-un final, uite, Matei a făcut culoare la căsuță. Deși producătorul și vânzătorul la această căsuță ne-a spus că ar dura în jur de la vreo 2 ore asamblarea căsuții, la noi au durat vreo 2 săptămâni. Doar căutarea de culori, găsirea culorilor pe care le-ați scris voi a fost o veșnicie, cred că. Dar și, uite, fiecare element să-l pregătești, să-l lipești așa ca să nu se mudărească, durează foarte mult. De aceea, noi cu mami facem în timpul zilei ceea ce reușim, după aceea vin copii și deja fac procedura cea mai plăcută. Vopsit-o. Ca un secret, această culoare nu am găsit-o atât de simplu. Nu există? Nu există, am făcut comandă, am amestecat-o, am făcut probe, am ieșit afară la soare să vedem cum iese. Ba era prea închisă, ba era prea deschisă. Și până într-un final, uite ce frumuseț s-a primit. Ce vreau să culori sunt puternice? Aici nici... Nu. Mircea și Matei ziceau că este un cubic Rubik, doar că pătrățelele așa distorsionate. Chiar e frumos. În toate părțile, hai și aici. Aici Ionuț a făcut cu spray și Matei a făcut. Dar vreau să vede, uite, da. Aici, pe acolo. Uite, aici vă dea vântul, așa că când faceți cu spray, faceți pe timp liniștit și fără vânt și foarte atent. Aici Mircea s-a apropiat prea tare și a ars polistierul, așa că se face la o anumită distanță, dar Matei a fost cel mai încântat, dar și foarte atent, tati, când a vopsit.
nu a ieșit din contur și făcea și lui Ionuț observații. Ne-am gândit, băieții, ca interiorul căsuții să lăsăm așa, nevopsit. E o culoare, nu e una simplă, e una portocalie, destul de frumoasă, dar mâine se anunță ploi. Așa că munca mai bigăloasă cu banda mascantă și toate cele le facem noi, iar restul plăcerii lăsăm pentru copii când vin de la școală și grădiniță. Așa e, mami. Succes, tati! Bună dimineața! Este a doua zi în care eu rămân acasă și vreau acum să iau micul dejun. Voi mânca o brioșă? Nu știu dacă trebuie să o încălzesc, dar voi încerca. Am pus o microundă și cred că este ok să se încălzească 30 de secunde. Și... s-a muiat! Îmi fac un ceai? Și acesta este micul meu dejun. Tati, când vine acasă, cred că face un mare dejun. Iar eu mă duc după Mircea și după aceea la magazin să luăm ceva vopsea pentru că nu ne ajunge. Foarte mulți dintre voi mi-a scris ca să filmez rețeta la acel chec de post cu mere. Avem nevoie de făină și cacao. La Mircea pe mâine au promis ploiță, noi așteptăm cu mare drag, căci dacă plouă afară, ne mutăm în casă și dacă în casă este prea cald, ne mutăm afară. Am pregătit toate ingredientele. Gata, l-am recuperat pe Mircea, intrăm în weekend și... Salut! Și mergem la magazin. Foarte rapid. În weekend, pentru că avem săptămâna verde. Avem nevoie de 150 grame de zahăr, 220 de făină și 30 de cacao. Pe toate le plasăm într-un bol și apoi amestecăm. Și ce faceți voi în timpul ăsta? Veniți la școală îmbrăcați în verde. Nu, facem activități eco. Da, la școala din România sunt două săptămâni foarte interesante. Una școala altfel și alta săptămâna verde. Și nu știu dacă se întâmplă asta și în Republica Moldova. Dacă cumva aveți și acolo astfel de săptămâni. Vă rog să ne scrieți. Și zahărul. Ce activități vor avea loc la școală sau la grădiniță în timpul săptămânii verzi? Nu vă vom ține la curent cu toate. Doar și voi vă rog să vă scrieți în comentarii ce ați făcut voi în aceste săptămâni frumoase. Acum pe toate le amestecăm. Culoarea ar trebui să fie așa un maro deschis. Mulți întreabă din ce cauză Mircea ultimul timp este cam răgușit. Vă zic eu secretul. Afară s-a încălzit. Astăzi avem 21 de grade. Și băieții și fetele ies împreună la joacă, atât la de-ascunselea, cu mingea și multe alte jocuri. Vorba aceea, dacă e copil să se joace, dacă e cal să tragă și dacă e popă să citească. Vom adăuga jumătate de linguriță de vanilie, un vârf de linguriță de sare, încă unul de bicarbonat de sodiu și o linguriță de praf de copt. Și le plasăm aici una câte una. Iarăși le amestecăm, iar apoi trecem la ingredientele umede. Am găsit și acum perii. 80 ml de ulei, 250 de iaurt și o linguriță de suc de lămâie. Și perile sunt? Hai, Mircea. Da, mai era ceva nevoie? Banda de mascare, doar că mai mică, mai îngustă. Iaurtul, apoi uleiul și după aceea lingurița de suc de lămâie. Și amestecăm bine până când se formează un aluat lipicios. Așa! Tati, sigur nu mai avem nevoie de nimic. Dacă nici mai avem nevoie de ceva, ne întoarcem noi cu siguranță. Iar la preferință, dacă doriți cu mere, adăugați două mere așa tăiate cu bulețe. Iar acum, cu ajutorul unei linguri, trebuie să punem aluatul în formă. Așa, puțin mai mult de jumătate. Și la preferință, cine dorește, își poate spune și scorțișoară. Iar acum punem cuptorul la preîncălzit la 180 de grade Celsius. Am aranjat toate brioșele pe această tavă și acum le punem la cuptor pentru 25 de minute. Eu zic, Mircea, să încercăm și noi să trecem de la mașina privată la transportul public.
Ce părere ai? Mie îmi place această provocare. Chiar vreau să o îndeplinim. Vai, brioșele noastre deja sunt gata. Trebuie să ne scoatem din cuptor. Și să vedem cum ne-a reușit brioșa în interior. Wow, este atât de moale! Și gustoasă! Nu știu cum e ce este în Oradea, dar știu că în multe localități din România transportul public pentru elevi este gratuit. Ia chiar să ne scrieți! Dacă în localitatea voastră vă puteți deplasa cei care sunteți elevi sau studenți la școală, la universitate, la liceu, să ne scrieți! Dacă într-adevăr este așa să nu... Probabil este nevoie de abonament? Nu știu, Mircea! Dar asta ne vor scrie abonații noștri. Ei cunosc cel mai bine. Abia aștept să vină și ceilalți acasă ca să guste brioșele mele. Am făcut atât de multe. Iar dacă vrei și tu să încerci, îți propun cu mare plăcere. Dar ca să arate și mai frumos, voi pune zahăr pudră alb deasupra. Mulți ne-au scris să vopsim noi, nu copiii, pentru că ei vor face gafe și vor murdări cumva căsuța. Am zis nu. Chiar dacă murdăresc, să le rămână lor în amintit. De câte ori noi am fost și am vopsit garduri la bunici, la chiar acasă. Și când am făcut impecabil, nu s-a ținut minte. Uitam. Dar dacă ar fi fost o gafă undeva, atunci mereu ți-ai fi amintit de ziua în care ai făcut vopsirea acelui obiect. Da, cum Ionuț a vopsit uite acolo. Iată, aici a vopsit cu roșu. Și Matei a venit și a corectat. Și tot povestea la fiecare cu care se întâlnea cum a corectat el greșeala lui Ionuț. Și nimeni nu o să creadă că noi mai avem nevoie de vopsea. Albă. Cea albă este cea mai solicitată. Toate casa și nu 3, și nu 4, dar cel puțin 5. Butoaie. 5 litri. Mhm. Uh-huh. E foame. Și unde vopseaua? Ia spus acum. Mai sunt și flămânzi muncitori care lucrează de zor acasă. Trebuie să ne grăbim că se anunță zile ploioase, tati. Să reușim astăzi să vopsim căsuțele. Căsuța, de fapt, a fetelor. Și mami sărbători foarte multe, importante, pe care trebuie să le respectăm. Da, hai, mergem! Nu strângem ce am făcut. Stai că te-am făcut, Matei, astăzi. Dar reușim. Ce să fie, tati, aici cu perete? O surpriză pentru fete. Noi băieți ne gândim ce să le pictăm fetelor. Da, numai nu e modelit ăla cu maro. Mami, nu a fost nicio condiție. Da, veniți după mine. Hai că venim. Uite ce de frumos. Asta cine a făcut? Noi. Cine voi? Noi băieții. Toți ne dezbrăcăm de costumele de cosmonauți și strângem. Nu, sau nu ți este frig în tău? Nu, afară este cald, mami. Chiar e cald, mami. Sunt transpirat. 15 grade. 15 grade, da, adevăr. Și aproape este orașul. Spre marea uimirea noastră, nu prea ne-am murdărit noi de vopsea. Ionuț a făcut niște șote, vedeți voi pe familia mele mie. Dar mie îmi place foarte mult această culoare. Nu mai bine folosim pe asta la căsuța noastră. Matei, ce zici? Sau îți place asta? Îmi place albă. Albă? Trebuie să lăsăm căsuța albă? Da, cea era scumpă și nu era albă. Wow, de unde așa secrete? Așa prima dată aud. Mami, primești la mine, tu ai spus că nu te-ai murdărit, dar eu le-am deschis ori de câte ori a trebuit capacele de la borcanele cu vopsea și am toate culorile pe mâinile mele. Se spală, tati, că e pe bază de apă. Da? Da, ușor, simplu. Nu știu. I-am venit să vă ajut să strângem. Da, uite ce e spatele nostru! Ce ai aici? Culori! Aici tu te-ai străduit să vopsești? Da, eu m-am străduit să fac asta verde închis. Ce, Mircea, gata vopseaua? S-a terminat? Nu s-a terminat, dar că mi-a ajuns, dar că mai e rămas. Ce a rămas?
Opsea. Cum așa? Da. Tocmai am fost la magazin după opsea. Albă? Da. Eu deja am făcut tot acolo. Ia să vedem. Și podeaua? Podeaua nu. Mami m-a îmbrăcat perfect. Uite că am transpirat. Uite-mi ce curge apă din acest combinezon. Tati, eu sunt de seră. Eu sunt ud. Mami, totul este ud la mine. Hai, l-a spălat mâinile. L-a scaldat și l-a spălat. El îmi spală mâinile, dar mâna mâinilor Mircea, mami. Pa-pa! Și toate ustensilele, uneltele, le spălăm să fie curate, uscate, pentru că mai avem tate un pic de lucru. Care se curăță, care nu? Care nu le aruncăm, dar majoritatea tații s-au curățat și atunci vor mai este, servi odată. Atunci când este vopsea pe vas de apă, asta e. Am avut și un borcan, care nu era. Și am dat un bar. Arată mie cea mâine tare. Cam așa, da? Fără mănuși. Ce, tati? Te pregătești de o bălăceală în jacuzzi? Nu chiar de grav. Eu cu tot cu echipament mă duc să fac o bălăceală totuși. Wow! Ce ne așteaptă acasă? Le-ai cumpărat de undeva, Melissa? Tati, ce-i cu tine? Nu vezi că acea hârtie albastră este a noastră? Numai nu zi că este checul cel de post care o solicitat toți abonații. Nu cred. Corect, mami, ai ghicit! Am și filmat rețeta. Bravo, nici nu mă îndoiam. Hai, Mihaela, să gustăm. Nu vrei? Te să gustăm. Sunt încă calde. Da. Da. E bun? Ciocolată. Ciocolată? Hai, Melissa, eu zic să deschidem acasă un magazin de fursecuri și... A la Melissa Melimi. Nu deschidem. E prea gustos și nu o să reușești să prepari delicii pentru toți. E foarte, foarte bun. Rețeta asta chiar e bună. Să o testați neapărat. Bravo! Iată, bine! Iată!